Salutare jupăneilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 18, un nou clip din seria cei trei muschetari. Astăzi este rândul lui Mohamed Salah să joace următoarele două meciuri și să încerce să se țină aproape de Neymar Sito, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repejor butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Iată că am aflat și nota dată de voi pentru primele două meciuri jucate de egiptean. Aceasta este de 9,11. 54 de persoane au votat, am făcut o medie și aceasta a ieșit. Mă bucur că majoritatea dintre voi notați corect și asta mă face să continui această serie. Haideți să arătăm celor ce n-au văzut squad-ul și să jucăm cele două partide. Cam așa arată echipa lui Salah pentru cei ce au venit mai târziu și n-au prins începutul seriei, iar singura schimbare este Pjanić, minutul 1 în locul lui Emre Can. Super atac, o echipă echilibrată, zic eu, suferim puțin pe defensivă, dar nu putem să avem peste tot jucători de valoare, fiindcă ratingul a fost stabilit de 85 la 85. Ce am putea să-i dăm noi lui Salah? Păi aș vrea niște pase, nu? Ajunge la 99. Trebuia să-i dau unul mai mic, tot la atât ajungea. Oricum e foarte ieftin. Acum haideți să intrăm în primul din cele două meciuri de astăzi. Iar primul squad, 87 rating, 100% chemistry, înseamnă că vin jucători de pe bancă, câțiva, era Neymar, Dybala, Marcelo, foarte mulți. Trebuie să câștigăm nivelul, pentru cei ce nu știu, este de legendar și suntem pe Chelsea Park, sau cum se numea, Martin Tyler și Alan Smith, aceiași celebri comentatori. Noi acum trebuie să intrăm în meci și să-l câștigăm. Aruncăm un balon în care Salah încearcă să dea cu capul. Hai să vedem ce poate Salah. Mamă, prinde Ederson. Salah intră în care, caută centrarea. Thiago Silva aproape de autogol. Batem scurt să vedem ce face Salah. Oh, ce dribling. Hai cu șutul, cu șutul. În blocaj. Din nou aceeași fază, de data asta căutăm centrarea, Ederson boxează și s-a ridicat Fanionu. Dani Alves recuperează un balon, intră în careu, dar Murray e pe fază. Jesus șutează și mingea deviată trece peste poartă. Să vedem cum va executa Marcelo, jucătorul Real Madrid, înalt în careu, Thiago Silva dă cu capul și va fi repunere din 6 metri. Ia să vedem și reluarea, a încercat bine brazilianul. Neymar recuperează, Neymar, să vedem ce face brazilianul, centrare, vine acolo Coutinho care ratează milimetric, incredibil. Sesenio încearcă pentru Salah, Marcelo e pe fază însă. Ronaldo îl dă lui Salah, să vedem egipteanul, încearcă finesul, oare a fost deviat? Pjanić, pleacă Salah, ajunge și bagă mingea în poartă, ieșire neinspirată a lui Ederson și uite că Mohamed reușește să ajungă la balon, profită de greșeala portarului de la Manchester City, de greșeala portarului lui Seleção și îl taxează cu un gol, foarte bine. Ce prost a ieșit Ederson, mai bine stătea pe linia poarții. Bravo, inspirația lui Mo. Uite că dă gol destul de repede și de acum totul o să meargă în favoarea noastră, sper eu. Felicitări Salah, orule. Salah dă drumul mai departe, primește o fentă, Marcelo lângă el. Opa. Încă una și pregătim finesul care se duce puțin pe lângă. Talisca cât de bine îl vede pe Neymar, n-a fost offside. Neymar Sito intră în careu, șutează la colțul scurt, a Viedval de acolo. Hai Marcelo, bate prost, bate la scurt, periculos. Jesus încearcă trasorul, mingea la Paulinho, faza nu s-a terminat, încă un șut în blocaj, trebuie să degajăm balonul.
Ronaldo îl vede foarte bine pe Salah, să vedem, inshallah, îl pune la încercare pe Ederson. Salah pleacă, Ronaldo, să vedem dacă primește brazilianul. Eu sunt mai de bun de fel și o să încerc de aici. Direct pe poartă, în zid. Haide Salah, nu cu capul, mă. Ronaldo îl vede bine pe Salah. Câștigă duelul cu Neymar Sito. Să vedem, o fentă. Încă una, va veni centrarea. Haide, Sesenio, bombează-mă acolo balonul. Va fi corner. Batem din nou, tot în stilul nostru caracteristic. Mo Salah, Mo Salah intră în careu, șutează și Ederson are un reflex bun. Talisca scapă singur, să vedem ce va face Talisca. Ratează, incredibil, se ia cu mâinile de cap jucătorul de la Beşiktaş. Nici mie nu vine să cred cum a ratat. Oh my god, catastrofal. Mingea ajunge la Salah. Salah o bagă în poartă, cu noroc a ajuns balonul la capitanul egiptean și o bagă în poartă pentru a doua oară. Început bun, gol pe final de repriză. Excelent, dacă mai reușim, nu știu, un assist, două în partea a doua meciului. De ce nu și un gol? Să spun că o să ia man of the match, o să ia și nota 10, nicio șansă pentru Ederson. Ia să vedem. Hai, a trebuit, îi mai trebuia de fapt o palmă ca să ajungă la adresor, ca să ajungă la mingea lui Salah. Salah îl face pe Marcelo și jutează Ronaldo. Salah i-o dă lui Ronaldo. Acesta l-așteaptă pe Salah. Să vedem, reușește hat-trick-ul. Am simțit că o să intre. Ce frumos, felicitări pentru Mohamed. Mamă, un doi cu Ronaldo. Teoretic aici am vrut să continui faza cu Dințosul, dar erau prea mulți oameni pe mine și am făcut un doiu. Ne-a ieșit plasă laterală, nicio șansă pentru portar. Da, nicio șansă. Balonul a intrat pentru a treia oară în plasă. E foarte bine, acum o să încerc să dau și asisturi. Salah pentru Ronaldo, șut moale. Salah fură balonul, să vedem, o fentă. Încă una. Încercăm centrarea. Hai, Sesenioane! E penalti, incredibil. Penalti, nu știu ce a fost Alves. Cred că a jucat mâna cu mingea. Teoretic am crezut că o să se dea corner, dar uite că a comis-o brazilianul de la PSG. Ne dai și nouă reluare sau ne țică fraierii pe aici? Hai, frățic, hai că vine și reluarea. Ia să vedem, joacă mingea cu mâna. Nu știu, nu știu ce a fost, dar mai degrabă, dacă n-a fost sens, mai degrabă a fost fault în atac. Încă o reluare, nu ne mai lasă. O să batem cu Salah. Hai să vedem, încercăm stânga sus. Ia să vedem, bum, stânga jos a fost, că n-am dat putere. E bine, mă. 4 goluri, 4 din 4, a dat gol și din penalti. Dacă dădea și din lovitura liberă, era perfect, a avut ocazie, da. A prins Ederson, nici n-a sărit, fără reacție. Portarul advers, execuție simplă. Felicitări pentru jucătorul de la Liverpool. Sesenio l-așteaptă pe Salah, să vedem, dă și golul 5, nu, fiindcă Ederson intervine, dar o bagă Pjanic în poartă și mai avem, atenție, 30 de minute de jucat. Incredibil, parcă pe un live recordul meu la legendar a fost de 15-0. Nu mai știu bine, cu echipa mea bună de 93 rating. Ceva de genul, dar e greu, nu am cum să fac scorul ăla. Mă mulțumesc și cu 7-0, dar mai trebuie să dea Salah. În fentă, Salah, să vedem, îl caută pe Ronaldo, a încercat. Hai să vedem și să dea cu capul, știe, i-o dă lui Ronaldo acesta, mamă, ce asist și ce execuție. Doar R9 poate să fac așa ceva. Am tras, fraților, eu sunt nebun. Eu trag din multe poziții și de multe ori îmi și iese.
Voila, sper să îi se pună asistul că e al lui, el a dat cu capul. Ia să vedem, da, se vede clar. Și ce torpilă. Ha, Ederson a dormit, frate, nici el nu se aștepta. Ce Ghiulea, cred că golul meciului. Ia uite cum se duce mingea. Dacă era mai sus, frate, era vinclu. Incredibil, frate. Incredibil, Klopp îmi pare rău. Salah, o fentă. Așteptăm pe lung să vină cineva. Lingard, mingea se duce în bară, aproape de al doilea asist pentru Mo. Să vedem acum Coutinho ce o să facă. Coutinho intră în careu, întoarce pentru Silva și faza s-a stins. Acum Silva, intră în careu, Alexis Sanchez îi suflă în balonul. Ronaldo, îl vedem că pleacă, dar nu ajunge mingea la el. Acum Marcelo, adversarul caută golul de onoare, vine șutul moale. Ronaldo saltă pentru Salah, să încercăm Ghiuleaua, slabă. Aoleu. Să vedem, șut în blocaj și pe lângă poartă Giuliano. Încerc șutul, sunt turbat. Frumos, Salah, scăpăm liber, am încercat prost am încercat. Coutinho, ce fac mă fundașii mei, Coutinho intră în careu, nu e penalti, nu e corner. Hai Marcelo, wow, ce bine bate, doar că încearcă cu capul de acolo. Sanchez, să vedem, vine centrarea sau nu, vine deposedarea. Același Marcelo aruncă înalt în careu, noi dăm, mamă ce ocazie. La vrăciorii, man of the match pentru Salah, nota de 9,6 la egalitate cu Ronaldo și Pjanic. Noroc că i s-a dat egipteanului. Titulatura de man of the match, omul meciului, 4 goluri și un asist. Acum mergem să jucăm și meciul lui, unde să sperăm că o să meargă măcar la fel de bine. Oh my god, ce squad avem. Incredibil, 7 optim of the season aveam și team of the year. Va fi extrem de greu, parcă și plouă puțin. Cred că și plouă, e seară, băieții intră pe teren, am făcut cu capitanii și noi suntem obligați să facem ceva astăzi. Pleacă Salah, mingea țopăie, o fentă, încercăm centrarea, vine Lingard, dar le comtei acolo. Din nou la Salah, încearcă egipteanul ceva, schimbă partea la Ian care pregătește șutul. Vine Salah la primit, să vedem continuarea. Salah, o fentă, încă una, trebuie să vină centrarea. Haide, măi, mor. Nu s-a terminat faza. Salah încearcă Ghiuleaua. Mamă, cum a trecut balonul. Cum a trecut balonul, frate? Salah. Încercăm șutul pe lângă poartă. Neymar, îl prindem și aici. Neymar o scoate la Fabinho. 1-2, nu vine Neymar. Doar că vai, Vald e acolo sau cum se citește. Dani Alves se pregătește să execute. Noi dăm cu capul. Lovitură liberă. Neymar sare pe lângă balon. Fekir trage pentru Tova. Încă un corner pentru adversar, periculos, doar că germanul iese și boxează. Faza nu s-a terminat, ba da. Sesenio îl vede bine pe Young, trebuie schimbată partea, nu iese portarul. A încercat să dea cu capul Salah, oro. Batem scurt, Salah. O fentă, încerc șutul la colțul scurt, din nou corner. Hai să aruncăm balonul un alt în care ai Pjanic, dă-i mă cu capul. Lingard, pregătește Ghiuleaua. Salah, trimite mai departe. Vei să, haide, marcă-te Salah, primește Ronaldo. O fentă, Salah nu se arată. Trebuie să fac ceva cu balonul. Îl dau acum gaură pentru Salah. O fentă, oh, câți adversari întoarce, șutează, le compte, boxează, Pjanic. Dă slab. Ferrati, cât pace are băiatul ăsta, gaură acolo. Bravo, bă, băiatule.
Pleacă Salah și primește și armează și marchează. Mamă! Mă, micuțu, ce execuție! Pohui! El este moh. Și trebuie respectat, fraților. Incredibil. Ce fază frumoasă. În vincul a tras parcă nicio șansă pentru adversar. Pentru portarul advers. Cum a țâșnit apa. Ia uite cum se duce balonul, frățuică, dați-mi o țuică, fraților, îmi pare rău, Zizou. Alves, Gaură, de acolo, Mbappé, avem noroc, avem noroc cu portarul ăsta, gol, Drerta, e excepțional. Îl vedem acolo pe Sesenio. Fekir, e offside cât carul, frate, la Mbappé, corect, corect. Mbappé, mamă, ce am făcut acolo? Nu-mi vine să cred că a ratat. Mamă, mă așteptam ca mingea să se oprească în plasă. Ia să vedem reluarea. Ce voleu frumos, da. Pe lângă poartă, din păcate. Pleacă Salah. Trage mingea în cer șutul, că-s turbat din nou. Hai Ronaldo, dă-i-o lui Salah, că ăsta dă cu capunea. Frumos, Salah, Salah. Aștept pe cineva, o fentă din corp, intrăm în centru. Haide, haide, hopa, șutez, în blocaj, mingea-i tot la Salah. Haide, haide, mamă, fază prelungită și pierdem balon. Hai Salah, dă-i-o lui Ronaldo, că ăsta încearcă cu lato, frumos a încercat. Fekir încearcă Gaură pentru Neymar, îl găsește pe argentinian, pe brazilian, nu vine să cred, frate, cât de mult ne salvează portărașul ăsta, frățuie. Ia uite, mingea intră în poartă, bine, mamă, ce intervenție, bravo, bă, băiatule. Haide, haide, noi dăm, noi dăm, tova și din nou, Weivold, respinge, haide, Weivold, ding! N-am mai avut ce să facă. Încasăm fix la ultima fază a meciului. E greu adversarul, fraților, doar jucători de calitate. Mai e și nivelul de legendar. Dar nu trebuie să ne lăsăm. N-am ce să-i reproșez lui Weivold, fiindcă a avut atâtea intervenții. Putea să fie 5-1 pentru adversar lejer. N-am mai avut forță să împingă din picioare. Asta e, până la urmă. Mai avem 45 de minute de jucat, aproape. Greu meci, foarte greu să-mi trag palme. Felicitări pentru Fabinho, excelent a jucat, faza. Alves trece de un adversar, oh, ce intervenție are Mor. Frumos, Salah dă drumul la minge, Ronaldo l-așteaptă pe Weiser, o să armez. Doar că le compte, team of the season sau nu știu ce variantă e excepțional. Iag. Ridică pentru Salah, dar e prea mic să dea cu capul. Mingea-i la Neymar acum, o bagă în centru pentru Tova, care trage în blocaj. Fekir, deposedat, dar faza nu s-a terminat. Verratti, Daniel Veș, Verratti, Fabinho, trebuie deposedat. Mbappé, bine mor. Salah, îl vede pe ce pas a încercat. Offside, offside, nenea, corect, așa, am jucat la offside. Ronaldo dă și pleacă, a încercat să și primească. Ronaldo i-o dă pe viteză lui Salah, da, Marquinhos e acolo, însă egipteanul e mai deștept, îi fură balul și îl bagă în poartă. Bravo băi, Salahorule, pe un salariu mizer, se îmbracă old school, n-are nici măcar frizer. Nu știu ce a făcut Marquinhos, a făcut preluare, tata că trebuia să o bubui. Norocul nostru, am jucat mai slab decât adversarul, știe că suntem în avantaj, trebuie să și câștigăm meciul. Dacă mai reușim să marcăm încă o dată, punem cruce partidei. Pleacă Salah, dar pasa-i prea scurtă. Young, Salah e liber, să vedem, încercăm din prima cu latul și ne iese, fiindcă finesul. Ca și la Messi este punctul lui forte. 3-1. Am îngropat meciul. Acum adversarul o să se arunce foarte mult în atac, cum s-a întâmplat și la 2-1.
O să avem spații largi exact această fază. Sper să mai profităm, să dăm, de ce nu, 4-1, 5-1. I-a și sărit puțin, a dat-o din voleu, nicio șansă pentru acest portar care a apărat destule, zic eu. Felicitări, frăție! Salah îl vede pe Sesenio, i-o dă! Sesenio, dă-i mă, trage și marchează! Pohui! Englezul din Liga a doua, engleză, Sesenio! Frumos, a dat și un assist, Salahoru, deci a dat 4 în primul meci, 3 în ăsta, 7 goluri și 2 asisturi. Nu e rău, fraților. Mai putem marca, adversarul e în genunchi, noi avem parul în mână și trebuie să-i crăpăm capul în continuare. Așa este în fotbal, vă zice și Sesenio. Salah face și faza defensivă, plecăm pe contru, Pierre Gheorețca, haide, așteaptă-l foarte bine, foarte bine, vreau să-i dau lui Ronaldo, nu, vine Sesenio, tot Ronaldo dă cu capul, dar dă prost. Oh, ce bine, Mbappé acolo, să vedem Mbappé, moale. Rusilo, mamă, ce gaură pentru Neymarcito, Pjanic, inteligent, întoarce înapoi. Pleacă Salah, are mai mare viteză, încercăm din prima și marcă, mamă, cine zicea că are weak foot 2, frate. S-a văzut aici weak foot-ul lui Salah, trebuie crescut în FIFA 19, să sperăm că nu e jucător de un sezon cum au fost și alții și o să-și păstreze nivelul înalt. Mamă, cât de rapid a luat la viteză, mingea abia s-a învârtit, lovită cu piciorul slab, a lovit-o din plin, s-a dus aproape lângă bară și ce vrei, frate, mai mult, Zizu, asta e. Frumos, Salah încă un contrapie, adversarul e în genunchi, îl vedem pe Ronaldo, a încercat dribling, e penalti, frăție, dă-i roșu. Păi era gol, frate. Cred că a zis că la scorul ăsta nu mai are rost să le mai și elimine, să le mai învârtă puțin cu cuțitul în rană, penalti cât carul, frate. Sincer, aș fi preferat să dea Ronaldo gol din acțiune, să-i se pună asistul, că duce lipsă Salah, dar asta e, trebuie să dăm gol din penalti, o să schimbăm partea, ca să vedem frumos. Bravo Salah, al doilea gol din penalti, a reușit unul și meciul trecut și a depus și condiția, 5 goluri. Dacă meciul trecut a avut 4 și un asist, acum are 5 și un asist și mai putem să... Mai încerc să dau o pasă de gol cu el, fiindcă mai sunt minute de jucat, adversarul nu știu de ce mai atacă, dar noi mai trebuie să-și marcăm. Acum Salah îl așteaptă pe Gheorețca, să vedem dacă știe Gheorețca cu mingea, bară! Mamă, am încercat scărița, cât de aproape a fost. Salah primește, Salah nu o să caut golul, o să încerc o centrare pentru Sesenio. Haide mă, bară din nou, nu cred. Tova, cum scapă, hai cu fundașul ăsta mai repede. Bine, Weiser. Ronaldo dă și pleacă, Salah îl așteaptă, a încercat să-i o dea. La frățiorii, notă de 10, man of the match, 5 goluri și un assist, așadar un episod foarte bun, un match foarte, fapt ambele meciuri au fost foarte bune, acum haideți să mergem să vedem toate performanțele lui, nu? Da, jupânilor, super episod reușit de starul egiptean Mohamed Salah, a reușit să marcheze de 9 ori, a dat 2 pase de gol, a luat de 2 ori distincția de omul meciului, a avut o notă de 9,6 și una de 9,6 și una de 10, așadar media a fost de 9,8 în acest episod. Mai avea nota de data trecută și le-am adunat pe amândouă și a ajuns la un 9,63. Avem și un 9,11 pe care l-ați dat data trecută, iar acum o să vă rog să îl notați din nou, din nou și din nou. Da, glumesc, de fapt nu glumesc, chiar să îl notați cum ați făcut-o și data trecută. Vă rog, cinstit fiecare după ochiul său, după cum a văzut meciul.
Eu zic că merită o notă destul de bună, dar voi sunteți cei care o să acordați calificativul. Data trecută o să ne întâlnim cu Griezmann, trebuie să facem ceva și cu el, fiindcă are 5 goluri, 4 asisturi, niciun man of the match, fiindcă ambele le-a luat Ronaldinho, totuși stă bine la asisturi. Ei, niciodată nu știu să știe ce o să se întâmple, o să aflăm și nota, cred că am mai zis-o. Mai vreau să zic ceva, dar... da, să argumentați când o să-i dați nota lui Salah, de ce-i dați 9,5, de ce-i dați 10, de ce-i dați 8 și așa mai departe. Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Rădaciu, gazda voastră, voi ați fost jupânii telespectatorii și până data viitoare dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață.